Ratele românilor cresc de la o zi la alta. Indicele ROBOR la 3 luni, cel după care se calculează dobânzile la credite, a crescut din nou și se apropie de 4,4%. Doar de la începutul anului, indicele a crescut cu aproape 1,5%. Nu numai euro, dar și inflația crește și vedeți că avem această prognoză a Băncii Naționale care arată că inflația va ajunge la undeva la 11% la jumătatea acestui an, după care se va mai calma. Avem și o creștere, hai să spunem, de dobândă de politică monetară, nu numai în România, ci la nivel global, și spun acest lucru pentru că piețele sunt interconectate până la urmă. Deci, și mai avem acest climat extrem de complicat, războiul din Ucraina, problemele legate de facturile la energie de care vorbeați mai devreme. Deci toate acestea fac ca și prețul banilor să crească. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei, a urcat la 4,39% pe an. Este cel mai mare nivel din august 2013, când ajunsese la 4,4% pe an. Ar trebui să existe în acest moment și în această perioadă un dialog constant între clienți, consumatori și bănci. Din câte vedem acum, pare că există acest tip de dialog, pentru că nu avem nervozitate în piață, dacă pot să spun așa. Nu vedem încă și sper să nu vedem, eu știu, lor de poziție ale consumatorilor mai dure. Deci probabil că există un astfel de dialog. Problema care se pune este că, sigur că și este niște limite, adică să nu se aștepte cei care au credite că, nu știu, vor scădea dobânzile sau că vor primi facilități extraordinare de plată. Ele trebuie bine, să zicem, judecate și bine construite, adică dacă sunt niște probleme specifice, nu știu, pierderea locului de muncă sau a veniturilor pentru cineva care are un împrumut, banca trebuie să-l înțeleagă. Există reeșalonări de credite, există, nu? Asta însemnând o prelungire a termenului până la care se poate achita, ceea ce poate duce și la o, mă rog, ușurare a plăților pe care se fac lunar. Așa că românii care vor să se înhame la un credit ar trebui să se gândească de două ori înainte de a merge la bancă, în condițiile în care ratele au crescut în unele cazuri și cu câteva sute de lei.